V-ați întrebat vreodată care este experiența la un meci UEFA Champions League cu un bilet de 0 euro, de 1 euro, de 100, 500, 1000, chiar și 5000 de euro? Ei bine, fraților, în clipul de astăzi vă voi arăta toate aceste experiențe trăite chiar de mine și vom compara fiecare bilet în parte într-un super episod la care vreau să vă susținerea voastră acolo cu peste 8000 de like-uri forță. Dacă vă doriți, poate, să continuăm excursiile la meciurile din UEFA Champions League și credeți-mă, acest video practic este filmat de-a lungul a 2 ani în mai multe faze ale competiției, începând din grupe, că tot ne aflăm acum în faza grupelor UEFA Champions League, până în finală. Așa că luați-vă floricelele și trăiți experiența UEFA Champions League prin ochii mei și nu uitați să apăsați acolo puternic și pe butonul de subscribe să reușim poate cei 300.000 de abonați. Dar înainte să începem, că tot a apărut noul joc EFC 24 pe neba.com, găsiți cele mai bune prețuri, nu doar la EFC 24, ci la peste 20.000 de produse, jocuri, coduri promoționale, PS Plus și așa mai departe. Este foarte simplu să folosiți site-ul, intrați pe linkul din descriere, scrieți aici frumos EAFC 24 și găsiți jocul pentru absolut orice platformă. Plus de asta, vă puteți cumpăra chiar și FIFA Points la cele mai bune prețuri, aveți suport 24/7, așadar nu va exista niciun fel de problemă în privința cumpărării jocurilor și produselor de pe site. Știți foarte bine că de aproape 3 ani eu folosesc neba.com, așadar vă invit chiar acum să mergeți pe linkul din descriere, intrați la ei pe site și cumpărați-vă ce joc vă doriți. Toată această experiență începe direct cu un bilet de 0 euro atunci când am fost la meciul dintre Bayern München și Paris Saint-Germain și chiar am încercat să intru la meci fără să am bilet. Credeți-mă, am stat acolo în fața stadionului peste 3 sau 4 ore încercând toate posibilitățile să intru în interiorul stadionului, dar fără nicio șansă. Nu m-au lăsat să intru, au zis că fără bilet nu se poate efectiv, nu am forțat-o nicio, pentru că e full de poliție aici. Am avut ocazia chiar să iau și pronosticurile fanilor, atât ai celor de la Paris Saint-Germain, cât și ai celor de la Bayern München și mai mult de atât, am auzit imnul UEFA Champions League. Fraților, exact lângă stadion și plătind 0 lei, 0 euro. Noroc că l-am avut acolo pe abonatul nostru Andreas, care ne-a ajutat cu imagini din interior de la acest super meci, unde a jucat chiar și Lionel Messi. Totodată cu această experiență de 0 euro, efectiv, am putut să mă bucur cu fanii care ajungeau la stadion. Ale Bayern! Ale Bayern! Ale Bayern! Din păcate tot meciul l-am urmărit pe flash score alături de fratele meu Marcel și Adriane. Nici nu înțelegeam când este gol, când nu este gol. Practic noi ne bucuram la fiecare ocazie, crezând că în interior s-a marcat. E gol! E gol, fraților! Este gol, se și aude! Mamă, dar vreau să mă apropii, nu cred! E gol! Și e pentru Bayern! Și bineînțeles că o seară neagră, unde nu am reușit să intrăm la meci, s-a terminat și mai rău, deoarece a început ploaia și ne-a prins ploaia în fața stadionului. N-am mai putut sta acolo, am mers în mașină, iar finalul meciului l-am trăit tot de lângă stadion, dar din mașină. Dar toată această poveste s-a încheiat cu bine, deoarece am intrat pe teren și m-am dus să-l faultez pe Messi. Experiența de 1 euro a fost una mult mai plăcută, incomparabilă chiar, mai ales că vorbim direct de finala UEFA Champions League, unde acolo la fel nu a reușit să-mi achiziționez un bilet, fiind peste 1000 și ceva de euro, aproape 2000 de euro, și nu am fost singur acolo. După un drum de multe ore cu mașina până în Turcia, am ajuns acolo, însă cu doar 1 euro, asta înseamnă că mi-am cumpărat o apă și atât, m-am bucurat de o super experiență, deoarece cei de la UEFA Champions League au organizat acolo un festival unde a cântat chiar și Lost Frequencies. Plus de asta, am avut suc gratis, cartonașe gratis cu care am putut să fac și pe opening. Jucător de la City, RXN Morales.
Thank you, brothers. Și am putut să mă bucur acolo de meci alături de fanii celor de la Inter Milano și ai celor de la Manchester City. Falls backwards before the end. Bernardo Silva. Goal Manchester City. Chiar și acolo am avut un intrus pe fratele Midas, care s-a bucurat de o super experiență. Deci mai este gol, nu puteam să vin fără el, evident. Hai, ai bine! După atâția ani de așteptare, după finala cu Chelsea pierdută, e momentul nostru! Și mai mult de atât, cu acest bilet de doar un euro, am avut ocazia să stau lângă trofeul UEFA Champions League. Probabil dacă luam un bilet de 1000 de euro, nu stăteam atât de aproape de trofeu. O experiență foarte frumoasă pe care o recomand cu căldură, deoarece organizatorii UEFA Champions League, să știți că în fiecare an fac acest festival gratuit și dacă finala e aproape de noi și este accesibil să ajungi acolo și nu vrei să dai aproape 2000 de euro pe bilet, chiar merită să te duci acolo, să te simți bine în cadrul festivalului. Și cel mai frumos lucru din această experiență la doar un euro a fost atmosfera, fraților, din timpul meciului, pentru că fanii trăiau la fel ca și cum ar fi în interiorul stadionului. Ne-am bucurat la gol, mă rog, mai puțin Andy, care era fan Inter Milano, și am trăit acolo tot meciul. Și acum urmează un bilet pe care eu zic că toată lumea l-are, biletul la 10 euro. Și avem, fraților, biletul de 50 de lei. Atât costă o pizza și o cola. Să stai acasă frumos și să te uiți la meci UEFA Champions League. Hai, United! Păi, frumos, sincer, merită. Merită și biletul ăsta de 50 de lei, 10 euro. Ai tot ce trebuie, condiții, o să și dormi un pic. Hop, când dă gol, te trezești și te uiți. Și vă zic eu, bate Manchester United cu 3-0. Yeah, I said I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Just try to stop me and you'll drop dead missing. I'm on my way to the top now, listen. I ain't never gonna stop, too driven. I ain't never getting lost, got vision. I'ma make this shit hot, ignition. Don't give me facts, not fiction. Then you know I fucking listen, 'cause I'm on a... Nu degeaba m-am îmbrăcat astăzi cu tricoul celor de la AC Milan. Trecem la următorul bilet de 100 de euro la meciul dintre AC Milan și Liverpool din grupele UEFA Champions League, unde acolo am urcat ca să ajung la locul meu, nici mai mult, nici mai puțin, de 12 etaje. Băi, fraților, ca să urcăm, sunt aproape 12 etaje de mers numai așa. Și ăsta e stadionul acolo. Frumos, dar e mult de urcat. Băi, băieți, uitați-vă ce senzație și cât de sus suntem. Dar cam așa se vede de la un loc de 100 de euro din UEFA Champions League, bineînțeles, foarte sus. Însă pentru prima dată în interiorul stadionului, cel mai ieftin bilet, dar unul foarte bun. Asta dacă vezi bine de la distanță, mâncava și gura voastră, că eu nu văd loc. Mamă, cât de mare este, nu-mi vine să cred. Dați-vă și voi. Și mai e? O altă experiență frumoasă cu acest bilet a fost atunci când am putut sta lângă autocarul celor de la AC Milan, atunci când au venit jucătorii. Și cam așa se vede și în timpul meciului, plus golurile. Nu pot să spun că foarte bine, însă acceptabil. Oh,
Și că tot am plătit doar 100 de euro pe bilet, mi-au rămas bănuți acolo, astfel încât să-mi cumpăr și un tricou cu AC Milan la finalul clipului, cu Zeedorf, jucătorul Icon, după care am fost acolo să-l vizitez. Însă ce credeți, fraților? Zeedorf n-a fost la meci. Și trecem la biletul care a meritat toți banii din acest video, biletul de 500 de euro, la meciul dintre Borussia Dortmund și Paris Saint-Germain. De ce vă zic asta, fraților? Am prins singurul meci de până acum, atunci când Kylian Mbappé s-a duelat în mod direct cu Haaland, cei mai în formă fotbaliști de pe planetă din acest moment și din ultimii ani. Am avut ocazia, cu acest bilet de doar 470 de euro, să-i văd în fața mea. Mai mult de atât, biletul a fost central și am putut auzi chiar și în UEFA Champions League, perfect de acolo. Am avut parte și de o coreografie de zile mari, cred că cea mai frumoasă coreografie pe care am văzut-o eu într-un meci din UEFA Champions League, dar efectiv nu-mi pot lua gândul de la momentul când în fața mea, unul lângă celălalt, au fost Erling Haaland alături de Kylian Mbappé, efectiv beau apă mi se pare, erau într-o mică pauză de joc și erau fix unul lângă altul în fața noastră. N-am conștientizat atunci că este unicul moment când Haaland joacă împotriva lui Kylian Mbappé și acum toată lumea așteaptă din nou acest duel, dar de atunci nu a mai fost, a fost primul și singurul. Chiar și fanii de acolo au fost super de treabă, m-am împrietenit cu un suporter ai celor de la Borussia Dortmund, iar în acea zi am avut ocazia să-i văd pe Neymar, Kylian Mbappé și Navas chiar lângă mine. Și condiții extrem de bune în privința mâncării, băuturii, nota 20. Aceasta a fost super experiența noastră la meciul dintre Borussia Dortmund și Paris Saint-Germain. Și a venit momentul pentru biletul de peste 1000 de euro, mai exact 1100 de euro, o experiență de neuitat în sferturile UEFA Champions League, atunci când Real Madrid a întâlnit Chelsea Londra pe Stamford Bridge. Champions! Mamă, dar nu se aude! Deci nu se aude imnul, în momentul ăsta se cântă imnul Champions League și nu se aude deoarece toată lumea cântă, cât de fain! Și sincer, s-a văzut că a fost cu totul altceva, deoarece încă cu o zi dinaintea meciului am reușit să mă văd cu persoane importante din club, chiar și cu Butragueño, care mi-a semnat acest tricou. Mr. Emilio, thank you very much! Yeah. Autograful lui Emilio Butragueño, fraților, jucător Icon din FIFA. Ia uitați, ești frumos, ia uitați. Și în momentul când am ajuns la stadion și am văzut intrarea de acolo la biletul de peste 1000 de euro, am rămas mască. Deci, uitați-vă cum arată intrarea, fraților. Ia uitați-vă cât de fain arată și cât de șmecheri suntem primiți în interiorul stadionului. Imediat după ce am luat pronosticurile, atât fetelor, cât și băieților. 5-0, no, 6-0, 3-0, Benzema 3, Chelsea 0. Benzema 3, Chelsea 0. A prediction for tonight, a score? 0-1 or 0-2 for... 3-1. 3-1 for Real Madrid? Yeah. Real Madrid 3 and Chelsea 1. Who will score? Benzema. Benzema. Vinicius maybe. And Vinicius. Thank you very much. Thank you. Am intrat acolo în stadion cu Răzvan și ce credeți, fraților? Biletul era fix lângă jucători, dar din păcate nu pe acolo pe unde intră jucătorii. Însă norocul nostru a fost că jucătorii celor de la Real Madrid, cât și jucătorii celor de la Chelsea, se încălzeau direct pe partea noastră. Am putut să strig jucătorii. Rodrigo, jucătorul celor de la Real Madrid, m-a salutat. Rodrigo! Rodrigo! Da, nu cred! Nice!
Mama m-a salutat, nu cred. Ne salută Rodrigo, fraților. Și tot meciul, împreună cu prietenul meu Răzvan, am stat fix jos lângă jucători. Și alături de bunul meu prieten Răzvan, a venit momentul să dăm și noi un pronostic. O să te las pe tine primul. Sincer, eu sunt fan Chelsea, fan Real. Mamă, ce tare. Dar sunt și rațional. 3-1 Real, aș spune eu. 3-1 Real. Ei bine, eu zic tot 3-1 Răzvan, dar pentru Chelsea, ca să vedem prelungiri și penaltiuri. Așa cum am mai zis un fan, Răzvan a lucrat în securitate și s-a întâlnit cu o grămadă de fotbaliști. Zile tu, care a fost? Cea mai frumoasă experiență. Cam toți fotbaliștii. Vă zic eu, Lukaku, că avem poze. Lukaku, Dani Alves, Aubameyang și cel mai tare? Totti, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, de care ai avut grijă, ai zis, două ore, nu? Două ore am avut grijă de el. Ronaldo Nazario. Ronaldo, Neymar, Ronaldinho. Neymar, gata, nu mai zice că mă ofting prea rău. Frate, ține-și gura ta, ce ocazie au ieșit la Real. Ce-ai de capul meu! Ce ratare pentru Chelsea Londra! Ma! 1-0 pentru Real Madrid. Gol Rodrigo, fraților. Mamă, ce gol! Tiki-taka. După un joc de pase de aproape 6 minute, Real Madrid face 2-0. Iar deasupra noastră l-am văzut pe patronul celor de la Chelsea Londra. Uitați-l, fraților, cel care bea acolo este patronul celor de la Chelsea Londra, noul patron. Tom Boyle, american. Tom Boyle, uitați-l, el e. Cât de tare. Și vă zic sincer, am fost atât de emoționat știind că am un bilet atât de scump, încât pot să vă spun sincer că nu m-am bucurat atât de mult de meci, cât m-am uimit de unde sunt, cum a arătat totul, cât de aproape sunt jucătorii de mine. Bine, Kanté! Și da, fraților, credeți-mă, când îți cumperi un bilet în competiția UEFA Champions League, care depășește 1000 de euro, se simte diferența. A fost totodată cel mai scump bilet din viața mea pe care eu l-am plătit, dar am zis măcar o dată în viață, vreau să trăiesc și o asemenea experiență. Fraților, și avem mingea oficială, thank you, can I kiss her? Kiss! Mingea din seara asta! Thank you, bro. Thank you. Am adus foarte multe suveniruri de acolo, pe care le mai am și acum. Însă culmea, nu acesta este cel mai scump bilet din viața mea din competiția UEFA Champions League. Nu uitați de like acolo. Haideți să facem peste 10.000 de like-uri forță la acest video. 10.000 de like-uri. Yes. Speed. I show speed. Păstrăm în continuare tricoul celor de la Real Madrid pe noi și urmează, fraților, să vă prezint un bilet de nici mai mult, nici mai puțin decât 5.000 de euro. Dar recunosc în fața tuturor că am avut mare noroc că am stat pe acel loc. Dumnezeule! La 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 la. Împreună cu Răzvan am avut un bilet de câteva sute de euro, dar la Manchester City pe stadion poți face turul stadionului. Practic, poți să mergi de jur împrejur, deoarece acolo nu sunt garduri. Am vrut să fiu cât mai aproape de jucători atunci când intră pe teren, fiind vorba despre semifinala UEFA Champions League. Și intră Ancelotti cu Kovac, da, Ancelotti cu Kovac, glumește cu el. Ancelotti glumește cu Kovac, cât de tare. Și intră echipele, tată. Ce nebunie! Și norocul vieții noastre, atât al meu cât și al lui Răzvan, am găsit acolo două locuri libere, locuri care erau rezervate pentru doi jurnaliști care, ce credeți, au stat pe teren să filmeze și să pozeze pe tot parcursul meciului și noi am putut sta pe acele bilete fix lângă jucătorii de la Real Madrid și Manchester City, fix în fața noastră Guardiola și cu Ancelotti. Și primul șut, Walker încearcă o execuție de la distanță. KDB, mamă, ce trece KDB acolo. Bernardo Silva. La fel și la acest meci, greu să te bucuri. În afara faptului că am prins un super meci atunci când Manchester City a câștigat. Nici nu se mai vede meciul. Prea frumos. Și e gata. Este gata. Manchester City este în finala UEFA Champions League. Dar a fost foarte greu să mă bucur de meci, văzând mereu jucătorii lângă mine.
Haaland. Haaland respinge și uitați-vă la cursa lui Haaland după ce a respins. De la poartă la poartă aleargă, uitați-vă la el. Am putut să văd personalități, jucători icons și hero din FIFA, Ferdinand, Marquinhos, Zola, Schmeichel și așa mai departe. Și pe tot parcursul meciului, încă de la început până la final, toți jucătorii au fost lângă noi. La un moment dat m-am trezit lângă Odriozola și nici măcar nu știam că sunt lângă ei. Nu mă așteptam deloc să am ocazia să merg la un meci și să stau pe un asemenea loc. Viața mea e poartă alături de voluntar. Și la final de meci nu vă mai zic. Jucătorii de la Real Madrid au fost, băi fraților, la 2 metri, 3 metri distanță, incredibil. Vini! 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 Rodrigo, don't be sad, bro! Don't be sad! La uite cine vine! Guardiola! Guardiola! Give me your t-shirt! Manchester City înscrisese primul gol. Mam! Yeah! 1-0 Manchester City! După a urmat și golul 2. Jack Grealish! Jack Grealish! Wow! Oh, oh. Yeah! Se poate! Manchester City face 2-0, minutul 36. Golul 3. E gata! E gata! S-a terminat 3-0 pentru Manchester City și până aici a fost pentru Real Madrid. Real Madrid a dat o bară. Foi de capul meu! Casă foarte mare pentru Real Madrid, da, exact ce zicea și Răzvan. Realul când a atacat, e letală. Și într-un final, 4-0 pentru Manchester City și Haaland a venit direct lângă noi. Vai! Fabulos! Fabulos! Vine aici lângă noi, băi, Haaland lângă noi, nu vine să cred așa ceva. Deci Haaland este lângă noi, fabulos. Vă zic sincer, am plecat trist de la acel meci cu un loc extraordinar. Așa că, fraților, cam atât cu clipul de astăzi în care v-am prezentat experiența într-un meci din UEFA Champions League de la 0 euro până la 5.000 de euro. Nu uitați, dacă v-a plăcut, haideți acolo forță cu peste 10.000 de like-uri și cu butonul de subscribe. Până data viitoare, eu am fost Tudor și, de ce nu, ne revedem în scurt timp dintr-un meci UEFA Champions League.